Salutare! Sunt Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest clip îți prezint ESET Mobile Security pentru Android. Aplicația poate fi descărcată gratuit atât de pe site-ul ESET.ro cât și din magazinul Play. Aceasta îți oferă protecție antivirus minimală atunci când folosești versiunea gratuită. Dacă optezi pentru o licență premium ori pentru una multi-device care poate include și dispozitive cu Windows sau alte sisteme de operare, atunci ESET Mobile Security îți oferă un pachet de protecție complet. Pe smartphone-ul meu cu Android am versiunea premium a acestei aplicații. Pe ecranul său principal se vede când a fost realizată ultima scanare și sunt scurtături către diverse funcții și acțiuni pe care le poți realiza. Atunci când derulezi în jos, găsești un jurnal al activităților realizate de către Asset Mobile Security și rezultatele obținute. De exemplu, poți vedea când s-a făcut ultima actualizare a aplicației, poți descoperi aplicațiile care au fost scanate de ESET și rezultatele scanărilor respective. Poți accesa și raportul complet de activitate unde găsești un jurnal detaliat a ceea ce s-a întâmplat în fiecare zi în care a avut Asset Mobile Security pe telefon. Să mergem înapoi și să vedem ce altceva ne oferă această aplicație de securitate. Pornirea imediată a unei scanări se face apăsând butonul Scanați dispozitivul. Asset Mobile Security se verifică atât aplicațiile cât și mediile de stocare din telefon, cum ar fi cardul tău microSD. De asemenea, verifică dacă există virus și alte forme de malware. Opțiuni suplimentare de protecție se găsesc în secțiunea Antivirus. De aici poți porni o scanare manuală sau poți programa scanări automate. Este o idee bună să activezi scanarea atunci când încarci smartphone-ul. Astfel, Asset Mobile Security te protejează activ de fiecare dată când îți lași telefonul la încărcat. De asemenea, poți porni și o actualizare manuală a motorului antivirus de la Asset. În secțiunea Antifeft poți configura funcția Antifurt și poți vedea dacă aceasta funcționează corect. Cu ajutorul său, atunci când îți este furat telefonul sau atunci când l-ai pierdut, poți vedea locația acestuia pe Google Maps și poți interacționa cu telefonul de la distanță pentru a șterge datele pe el ori pentru a face o poză persoanei care l-a furat sau găsit. De asemenea, poți activa o funcție de blocare a utilizării altor cartele SIM pe telefon în afară de a ta. Secțiunea Anti-Phishing afișează navigatoarele web în care este Mobile Security te protejează de site-urile web care sunt malițioase. Așa cum vezi, această protecție funcționează pentru navigatoarele mobile importante, precum Chrome, Firefox sau Opera, și mai puțin pentru navigatoare mobile mai puțin cunoscute. Funcția de blocare a aplicației îți permite să protejezi cu parolă accesul la aplicații pe care le preferi să rămână cât mai confidențiale. Astfel, dacă obișnuiești să-ți împarți telefonul cu alte persoane, cum ar fi copilul tău, te poți asigura că nu poate porni anumite aplicații unde nu ar trebui să aibă acces. Funcția Connected Home este inovatoare în lumea aplicațiilor securitate și scanează routerul și rețeaua Wi-Fi la care ești conectat. După aceea, îți arată ce dispozitive a descoperit, informații despre acestea și vulnerabilitățile pe care le au. Astfel, poți evalua securitatea rețelei Wi-Fi de acasă sau de la muncă pentru a putea repara problemele securitate care există. Funcția de audit de securitate are două secțiuni. Prima este despre monitorizarea dispozitivului pe care îl folosești și a modului în care acesta este configurat. Dacă ESET găsește setări care pot afecta negativ securitatea ta, te atenționează. A doua secțiune este despre auditul aplicațiilor instalate și ce fel de permisiune au acestea. Astfel poți vedea câte aplicații și mai ales ce aplicații au acces la lista ta de contacte, la mesajele tale, locația ta și așa mai departe. Îți recomand să te uiți pe listele oferite și să dezactivezi permisiunile pentru aplicațiile care nu ar trebui să aibă acces la datele tale personale. La final, dacă apeși pe butonul în formă de trei linii paralele din colțul stânga sus al aplicației, se deschide un meniu cu setări suplimentare. Aici ai acces la serviciul de suport, managementul licenței tale, documentația ajutor și așa mai departe. Acesta a fost turul aplicației este în Mobile Security pentru Android. Dacă îți place ce ai văzut în acest clip, nu ezita să descarci aplicația și să o încerci pe telefonul tău. Poți încerca versiunea premium, gratuit, timp de 30 de zile. Mulțumesc!